Unul dintre cele mai moderne complexe sportive din țară este din ce în ce mai aproape de finalizare, fiind vorba despre bazinul de înot din Drobeta Turnu Severin. Președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu a mers în teren alături de deputatul PSD Mehedinți Alin Chirilă pentru a verifica stadiul construcției. Veștile sunt bune pentru cetățeni, întrucât se lucrează într-un ritm alert. Reabilitarea bazinului de înot din Drobeta Turnu Severin este un vis al tuturor locuitorilor din această zonă, fiind unul dintre cele mai importante proiecte implementate în orașul nostru. Astăzi, președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu a mers alături de deputatul PSD Mehedinți Alin Chirilă în teren pentru a verifica stadiul lucrărilor. Veștile sunt extrem de bune pentru cetățeni, întrucât se lucrează într-un ritm alert. Este evident pentru toată lumea de bună credință care circulă pe Crișan că lucrările avansează într-un ritm alert la obiectivul de investiție al Consiliului Județean și anume bazinul de înot. S-au făcut lucrări serioase în ultimele luni, raportat la ultima mea vizită pe șantier. Este vizibil că tot exteriorul clădirii este nou, vechea cărămidă aparentă a fost dată jos și a fost placată clădirea cu un material mult mai nou și mult mai modern, care schimbă substanțial aspectul clădirii. Au fost achiziționate toate echipamentele necesare și care urmează să fie montate în perioada imediat următoare, astfel încât cu pașii serioși și cu responsabilitate ne apropiem de momentul final al recepției la terminarea lucrării, care sperăm să se realizeze până la sfârșitul acestui an. De importantă este această investiție? Din punctul meu de vedere, este o investiție foarte serioasă pentru locuitorii municipiului Drobeta Turnu Severin, dar și pentru locuitorii din județ. Și acesta a fost și motivul pentru care ani de zile la rând am făcut demersul către Guvernul României, către Compania Națională de Investiții pentru a obține finanțare pentru acest bazin de înot. Președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu este încrezător că la finalul lucrării mehedințenii vor avea cel mai modern bazin și un centru multifuncțional cu spa, masaj, jacuzzi, sale de fitness și salină pentru copii. Totodată această clădire va lua ochii fiecărui turist și va corespunde organizării evenimentelor olimpice, iar sportivii de performanță din județul nostru se vor putea antrena chiar la ei acasă, nu mai fiind nevoit să străbată kilometri întregi pentru antrenamente. Un aport substanțial la realizarea acestei investiții îl are și deputatul PSD Mehedinți Alin Chirilă, care la data semnării contractului de investiții de către Compania Națională de Investiții era un factor important în Guvernul României, ocupând în acel moment funcția de secretar de stat în Ministerul Dezvoltării. Acesta a acordat o atenție sporită acestui proiect, considerându-l unul de suflet. Acest bazin de înot nu este doar un bazin de înot. Practic este un complex, de ce? Fiindcă lângă partea de înot și de natație, aici se va opta ține partide de polo la nivel internațional. Bineînțeles că dacă ar fi să o luăm ca și structură, accesul în bazinul de înot se va face prin partea de parter sau de misol, așa cum este și în documentele noastre de arhitectură. La partea de etajul 1 vor fi acele trei module de spa pe care aminteam, la care se adaugă și o saună și două saloane de masaj. Acum la partea superioară, acolo nu este partea vitrată, este o sală de fitness. Totodată, acest bazin de înot va avea și o parte de snack bar, astfel încât părinții, bunicii care își aduc copiii la înot, să poată să savureze o cafea în liniște, să se relaxeze atât timp cât copiii dumnealor învață să înoate sau se relaxează la spa-uri sau în încinta bazinului. Firma care a câștigat licitația are un istoric foarte bun, ceea ce ne oferă încrederea că această investiție va fi realizată în termen sau poate chiar puțin mai devreme. Până în momentul de față am îndeplinit toate obligațiile contractuale, lucrările exterioare la nivelul fațadelor sunt finalizate în proporție de 95%. La nivelul interioarelor executăm tot ce reprezintă probele tehnologice, calibrăm instalații și așa mai departe și trecem ușor-ușor în etapa de finisaje finală, gleturi, zugrăveli și așa mai departe. Cum preconizați noastră că va fi recepția? Conform prevederilor contractuale, vom finaliza în acest an. Noi vom fi pregătiți de recepție în prima jumătate a lunii octombrie. Bazinul de înot va fi cu siguranță o mândrie atât pentru severineni cât și pentru întreg județul. La momentul inaugurării acesta se va număra printre cele mai moderne complexe sportive din țara noastră.